Trei bărbați din București sunt anchetați pentru fur calificat. Aceștia au pătruns în data de 21 iulie în locuința unei femei de 83 de ani din Drobeta, Turnu Severin. Cei trei și-au declinat identitatea ca fiind reprezentanții unei rețele de furnizare de energie electrică. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Drobeta, Turnu Severin au documentat activitatea infracțională a trei bărbați bănuiți de fur calificat. Aceștia au profitat de neatenția unei femei în vârstă de 83 de ani și au dus-o în eroare. Cei trei s-au dat ca fiind reprezentanții unei rețele de furnizare a energiei electrice și au furat din locuința femeii 16.650 de lei. Din fericire, prejudiciul a fost recuperat în totalitate și a fost restituit persoanei în vârstă. Din cercetări a reieșit că la data de 21 iulie, anul curent, trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 30 și 31 de ani, toți în municipiul București, ar fi pătruns în locuința unei femei de 83 de ani din Drobeta, Turnu Severin, de unde au sustras 16.650 de lei. Persoanele în cauză ar fi profitat de neatenția părții vătămate, care a fost dusă în eroare de faptul că aceștia și-au declinat identitatea ca fiind reprezentanții unei rețele de furnizare energie electrică. Polițiștii au pus în executare mandatele de aducere, bărbații fiind identificați în municipiul București. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit părții vătămate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, cercetările fiind continuate pentru documentarea întregii activități infracționale. Victimele acestor cazuri sunt în general persoanele în vârstă. La ADN ne confruntăm cu grupuri de infractori care pretind că sunt reprezentanți al unor companii de electricitate, canal, apă sau cablu și solicită accesul în locuința cetățenilor pentru verificări. Odată pătrunși în locuințele cetățenilor, aceștia sustrag sume de bani și bunuri de valoare, fiind în general persoane în vârstă. În această situație, avertizăm cetățenii să țină cont de câteva recomandări preventive. Să nu permită accesul în locuință persoanelor necunoscute, să solicite un act de identitate. Orice cetățean cinstit își declină identitatea. Și să nu țină cont de scuze gen l-am uitat acasă sau în autoturism. Să solicite o legitimație de serviciu valabilă, datată, semnată și ștampilată. Eventual să telefoneze la firmele respective pentru a verifica dacă sunt lucrări în zonă sau avarii. Administrațiile blocurilor să monteze interfoane acolo unde acestea nu există sau să se asigure că sunt funcționale. Cetățenii fiind rugați să nu permită simplul acces în bloc doar la apelarea interfonului, ci numai după o verificare atentă.